O lună mai târziu, în zorii zilei de duminică 22 iunie, se petrecu unul din cele mai senzaționale evenimente din istoria tuturor războaielor. Rusia, imensa Rusie sovietică, fu atacată de Hitler cu mii de blindate și peste 3 milioane de oameni. Stalin la Kremlin refuză să creadă. Lumea, așa cum promisese Hitler, privea cu răsuflarea tăiată. Două săptămâni îi trebuiră lui Stalin de gândire, până să-i se audă glasul la radio, unde îi numi pe compatrioți, frații și surorile lui și le spuse: „Vouă mă adresez, prietenii mei.” Și totuși, încă cu 15 ani mai înainte, Hitler scrisese negru pe alb: „Noi, național-socialiștii, ne întoarcem la punctul în care țara noastră s-a oprit acum 600 de ani. Noi punem capăt perpetuei împingeri a Germaniei spre sudul și vestul Europei pentru a ne întoarce privirile spre spațiile din est. Astăzi, când vorbim de noi teritorii europene, la Rusia și la statele vasale de la frontierele ei, trebuie să ne gândim mai întâi. Destinul însuși ne arată drumul de urmat. Colosalul Imperiu de Est este copt pentru dezagregare. Sfârșitul dominației evreiești în Rusia va marca în același timp sfârșitul Rusiei ca națiune.” E ceva echivoc în acest text, pronunțat nu în vreun discurs obscur din tinerețea marelui Tartor sau cu prilejul cine știe cărei înflăcărări demagogice în fața unei mulțimi fanatizate, ci în Mein Kampf, care atâta vreme cât reprezenta gândirea și țelurile unui politician ca oricare altul, putea fi ignorat. Dar după ce individul a ajuns la putere și prin cucerirea Poloniei a și demonstrat că nu și-a uitat cu o iotă programul limpede expus. E drept că nu și l-a respectat în litera lui, ci a început întocmai, ca și predecesorii săi, prin cuceriri în vest. O umbră de îndoială însă putea fi zărită în maniera nu întru totul brutală și barbară cu care fuseseră înfăptuite aceste cuceriri. Franța era, cel puțin la început, cruțată de o ocupație totală. La Dunkirk, un ordin bizar al lui Hitler oprește panțerele lui Guderian și Reinhard de a înainta, dând răgaz corpului expediționar englez să scape de la o catastrofă totală. În schimb, în Polonia, Hitler institui teroarea. După amiaza zilei de 22 iunie, fiind duminică, Ștefan se înțelesese cu Luchi să o petreacă împreună. Ștefan, în ziua de 21, fusese de serviciu dimineața și nu știa nimic, când se trezia a doua zi, că Rusia fusese atacată și că generalul pronunțase faimoasele lui cuvinte: „Vă ordon, treceți prutul.” Dar, ca majoritatea oamenilor, Ștefan nu se miră prea mult când află: acest atac, ca și intrarea noastră în război, plutea de multă vreme în aer. Mulți gândeau că acest război se va termina, ca și toate celelalte duse de Hitler, în câteva săptămâni sau luni. Uriașul cu picioare de lut se va prăbuși și la loviturile tancurilor germane va izbucni acolo o răscoală. Toți simțeau însă că acest act ne va aduce mari nenorociri și trăiau în mod acut sentimentul dezastrului. Napoleon, își spuneau alții, a fost înfrânt în Rusia. La fel va păți și Hitler, care nu e un Napoleon, cum nu e
cioara vultur. Marile nelegiuiri ale tuturor timpurilor se comit din pricina inerției mediului în care ne credem în siguranță și care se schimbă numai cu mijloace mari. Ei bine, aceste mijloace, furtunile sociale, revoluțiile, răscoalele, apar provocate de cauze misterioase. Poți chinui un popor fără ca el să se ridice și, dimpotrivă, în plină pace, libertate și bunăstare, marea de oameni începe să se agite și să dea naștere unui uragan. Ce se va întâmpla? Am navigat de bine de rău până acum printre stânci ascuțite fără să ne lovim mortal, dar iată, acum am intrat în foc. Acest general e și el orbit de credința lui Hitler, căruia i-a deschis drum în țară, că victoria va urma curând acestui atac fulger și că armatele noastre se vor întoarce în țară triumfătoare. Ce va fi? Ce va ieși din această lume încleștată? Așteptând-o pe Lucky, Ștefan se plimba în sus și în jos în fața intrării parcului Carol. Venise mai devreme. Trecură multe minute până ce el văzu lumea care intra și ieșea și ce striga o țigancă de ea surzea urechile. Se apropie și se uită. Avea parcă 5 rânduri de fuste și era lăiață. Stătea jos ca o cloșcă și trăgea dintr-o pipă mare de bulibașă, înconjurată de broșuri care reprezentau un ins cu mustața pe oală, încins cu un șorț plin de sânge și o bardă în mână rânjind bestial. Țiganca răcnea. Luați romanul lui Stalin, bea o travă în loc de vin. Ștefan cumpără și el o broșură pe care o răsfoi câteva minute, apoi o aruncă la coș. Nu era nimic în ea, în afară de o falsă biografie incredibilă, din care reieșea că Stalin îi omorâse pe toți bolșevicii și că dacă mai scăpase vreunul, îi va veni și aceluia rândul. Lucky apăru liniștită, cu un surâs de triumf pe buze, straniu în această zi, ca și când ea ar fi știut ce o să fie și avea pe chip această siguranță de sine. Femeile însă au astfel de expresii din motive cu totul deosebite decât ceea ce putem crede noi și care n-au nicio legătură cu evenimentul din afară. În mod ciudat, trecerea timpului nu confirmase în sufletul ei alegerea făcută. Îi plăcea Ștefan și străbătuse cu el toată iarna străzile înzăpezite ale Bucureștiului, agățată de brațul lui și cântându-i, subjugată de o pornire de tandrețe nestăvilită. Dar chiar prin absența lor, cei doi, Adrian și Mihai, se ridicau din ce în ce mai mult în gândul ei, ca și când trecerea timpului le-ar fi șters din ce în ce mai mult păcatele și pe zi ce trece îi slăbeau dorința de a-și mai lega viitorul de acest băiat de la țară care o iubea cu tot sufletul lui. Dar ce era în realitate acest suflet? Parcă nu avea chip și formă, era ca o flacără, dar din ce ardea? Cu adevărat consistente la el, erau doar instinctele, în special cel de adaptare. În niciun an devenise bucureștean și fremăta să se instaleze în oraș cât mai trainic. Ajunsese ziarist la un mare cotidian. I se promisese chiar că va fi trimis la Paris și acum vroia să se însoare după ce o cucerise pe ea, pe Lucky, sora colegului de la ziar, primul om în casa căruia fusese primit și așezat la masă. Ce să facă ea cu el? Nici nu știe că trăiește. E un băiat minunat, dar orb, pe care numai norocul îl poate ocroti.
Și dacă n-are noroc? În timp ce doctorul Spurcaciu, să nu ne mai gândim că a fost și el orbit odată de o gelozie devastatoare și a putut să-i scrie scrisoarea aceea. Era un om pe care dacă îl pândeai să-și păstreze neștirbită încrederea în tine, dacă îl ajutai să se ferească de uneltitori perfizi, câtă siguranță îți inspira el în schimb. Gândirea lui, bine ținută în frâu, era sub aparența tăcerii veșnic prezentă. Iar ca chirurg, Luchi se interesase, doctorul Spurcaciu era de pe acum mâna dreaptă a profesorului său, care îl luase la el în spital îndată ce ieșise de pe băncile facultății și operau împreună. În acest timp și Adrian câștiga în fața fetei un teren din ce în ce mai curat. Urâta faptă, deși nu se ștergea, își pierdea din mărime și așa se face că Luchi începu să se întâlnească mai rar cu Ștefan și în acest timp să-i vadă rând pe rând pe cei doi ca odinioară. Se simțea fericită cu acești trei bărbați care îi încântau sufletul, fiecare cu secretul său, pe care ea, fără să se mai străduiască neliniștită să-l descifreze ca altădată, li-l contempla, răpită ca în fața unui horoscop viu, în care știa că și viața ei e amestecată. Nu din altă parte, ci dintre acești trei își va alege bărbatul. Tocmai de aceea îl și adusese pe Ștefan la egalitate cu cei doi și totul se redusese între ei doar la sărutări serafice. În schimb, Ștefan considera liniștit căsătoria sa cu Luchi iminentă. Era adevărat că această iminență putea să însemne și câteva luni. După ce îl numise logodnicul ei, Luchi nu mai făcuse apoi nicio aluzie la această declarație, dar nici nu-i firmase. Fetele au socotelile lor, nu trebuie să le turbur cu nimic, chiar dacă limpezirea acestor socoteli poate să dureze și un an. Luchi, ce zici? O întâmpină Ștefan, crezând că ea se gândea și parcă știa mai multe decât el despre evenimentul care avusese loc. Ce zice Nichi? Ce să zică? Stă tot timpul lângă aparatul de radio și ascultă. Și fata se strâmbă, parcă fratele ei ar fi făcut un lucru derizoriu, ca și când, adăugă ea, ai putea afla mai multe de la radio. Nu află mai multe decât știe toată lumea, suntem în război. O să fie rău de voi bărbații și de noi, că multe o să rămânem nemăritate dacă nu se termină repede. Ai dreptate, zise. Dacă nu se termină repede, cine știe ce ne așteaptă? Intrară în parc și se amestecară cu perechile care se plimbau pe alei. Se auzeau strigăte de copii. Soarele inunda aleea principală cu lumina lui bogată de iunie. Abia aștept să ne căsătorim, Luchi, zise Ștefan deodată, ca și când o bănuială bruscă i-ar fi umbrit sufletul. Ar fi vrut să fie a lui și nu înțelegea pe de o parte vraja cu care ea îl învăluia tot timpul și în același timp de ce da ea tot mai mult înapoi. O, îi șopti el la ureche cu un glas fierbinte. Dacă ai ști cât de mult te iubesc și ce dor mi-e de tine, te iubesc atât de mult încât simt un chin că n-am cum să ți-o dovedesc. Mă faci să mă perpelesc, am slăbit, am început să nu mai mănânc, mă gândesc tot timpul numai la tine. Ea izbucni într-un râs înalt de fericire, auzindu-i cuvintele pline de patimă. El avea în glas atâta foc cât nu aveau cei doi împreună. Și când râdea, se gândea și la ei, că nu se pricep să-i spună
astfel de cuvinte. Erau întortocheați, refulați, pânditori, orgolioși. Într-o bună zi o să-i spună da acestui băiat și adio întâlniri minunate cu Adrian, al cărui spirit era pentru ea o continuă delectare, și adio tăceri încărcate de gânduri comune cu Mihai. Dar asta nu va fi curând. S-ar putea chiar să nu fie deloc. Cine poate să știe? Cum, Ștefane, să te însori tu atât de tânăr? Exclamă ea. Căsătoria e un jug. Ei, exclamă el, jugul ăsta îl vreau. Cu tine va fi cel mai ușor dintre toate. Ești tu atât de sigur? Îl întrebă ea uimită, cu un aer visător. Parcă se uita în ea însăși și încerca să-și dea seama. Putea fi adevărat? Știa băiatul ăsta mai multe decât ea? O putea face el să rămână ca și acum liberă, în timp ce s-ar lega de el printr-o căsătorie? Cine poate să știe ce iese dintr-un bărbat după ce a pus stăpânire pe tine? Dar din femeie, cât sunt liberi, oamenii sunt minunați. Când încep să trăiască sub același acoperiș, ajung să fie stăpâniți de demoni, câte nu auzise și citise. Părinții ei făceau o neverosimilă excepție, dar nu și rudele și cunoscuții. Cum să afle ce putea ieși din sufletul acestui băiat precoce de la țară, când el era ca un lăstar ale cărui proporții viitoare nu se puteau ghici? Dacă iese din el un strâmb și la trup și la suflet, în ciuda atrăgătoarei aparențe. Nu, hotărât, foarte bine făcuse ea totul. Și faptul că devenise femeie cu el, un băiat curat care știa să respecte un sentiment, și foarte bine că apoi continuase să-l cucerească, în timp ce lăsa ca în sufletul ei să aibă loc un recul. Dacă sunt de ceva sigur, atunci sunt sigur că noi doi vom fi fericiți, zise Ștefan. Dar ea spune, zise el deodată, tu îl mai vezi pe doctorul Spurcaciu? Nu te întreb de izmenitul ăla de Adrian, știu că-ți provoacă repulsie, dar doctorul... Bineînțeles că îl văd, doar știi că ne-am împăcat, altfel nu-l invitam la revelion. Dar nu cu el am petrecut eu revelionul, adăugă ea cu o sticlire pedepsitoare în priviri și frumosul ei chip, scăldat în strania lui lumină interioară, se făcu rece. Ștefan se posomorâ. Da, așa este, rosti și el dur și neînduplecat. Totuși îl mai vezi. Ar trebui să nu-l mai văd? De ce? Zise și ea în același fel. Ai fi zis că nu înțelegea cu niciun chip de ce n-ar mai avea dreptul să-și vadă un prieten. Ești nebun, adăugă ea. La ce îți zboară gândul? Trebuia înăbușită în fașă gelozia lui, care îl făcea să-și aroge aceste drepturi. Acum, ori niciodată. Dar el nu cedă. Rămase posomorât și repetă. Așadar îl vezi și eu credeam că nu-l mai vezi. Ștefane, încetează sau plec? Șoptia întristată. Și această tristețe amână presiunea pe care pentru întâia oară o făcea el asupra ei, dar nu nimici. Îi sugera cu putere că acele întâlniri nu se asemănau cu ale lor, ceea ce era și adevărat, ascunzând cel puțin pentru moment triplul ei joc. Bine, Luchi, zise și el, și chipul lui deschis i se închise, ca și când un nor trecuse peste el și îl lăsase umbrit. La urma urmei,
tu ești liberă să faci ce vrei. Am uitat. Credea că o să o impresioneze. Ea izbucni în râsul ei înalt și lumina din privirea ei se aprinse de dragoste pentru el. Cum e cu jugul ăla? Exclamă ea. Văd că deocamdată vrei să-l pui pe gâtul meu și tu, tu să rămâi liber ca pasărea cerului. Nu se poate, Ștefane. Ești dominat de idei rudimentare. N-ai încredere în iubita ta. Ba am, zise el, dar nu pot să te văd stând de vorbă cu altul. Dacă ai, zise ea atunci, ca și când ar fi rostit o sentință, atunci lasă-mă liberă. Ai încredere. Nu voi face nimic din ceea ce nu va trebui să fac. Bine, răspunse Ștefan, dar tot umbrit. Bine, Luchi. Ea îi surâse și își lipi din mers fruntea de a lui. Îi șopti. Acum putem să mergem la un cinema? Mergem, răspunse Ștefan mai senin și făcură cale întoarsă și ieșiră din parc. A doua zi la redacție, Ștefan fu chemat de patron. Pe culoar, înainte de a intra în birou, Ștefan se întreba plin de încredere. Ce-o fi având cu mine? Probabil că vrea să-mi spună că mă trimite în sfârșit la Paris. Ai văzut, băiete, încotro ne-a împins soarta? Îl întâmpină marele ziarist îndată ce intră. Da, patroane, am intrat în joc. Adu-ți aminte că te-am angajat să scrii și nu să dai titluri la telegrame și să paginezi iarul. Pentru asta avem bătrâni al căror elan e pe stinse și oameni care și-au pierdut condeiul pe care nu-i putem asvârli în stradă. Ai făcut armata? Nu, patroane. Vei îmbrăca o uniformă de corespondent de război, o să-ți fac rost de acte de la Marele Stat Major și o să pleci pe front. Vei fi ochiul ziarului printre oamenii care luptă. Ne vei trimite reportaje care, fără să trădeze secrete militare, vor descrie luptele care se dau și victoriile care vor acoperi de glorie armata noastră. Ai dreptul să refuzi dacă ești un laș, dar atunci vei pleca de la ziarul meu. Ești liber să alegi. Mâine îmi dai răspunsul. Ștefan nu avea de ales. Brusc, gândul de a intra în război îi dădu o exaltare care nu-l mai părăsi din clipa aceea, dar ghicise în glasul și chiar în cuvintele patronului o neîncredere. De unde venea? Bine, patroane, mâine vă dau răspunsul, zise cu răceală. Dacă nu cumva până mâine, n-o să mă dați afară. M-ai înțeles greșit, explică marele ziarist. Dacă ai fi făcut armata, te-aș fi mobilizat pe loc și n-aș fi avut de ales decât între misiunea de corespondent de război sau linia întâia. Așa, ai dreptul să refuzi. Am văzut, zise Ștefan, și dumneavoastră aveți dreptul să mă dați afară. Nu, am datoria să angajez pe altul care să fie trimis în misiune. Mâine vă dau răspunsul, repetă Ștefan posomorât, și se ridică și ieși. Nici el nu știa de ce nu-i spusese pe loc patronului că, bineînțeles că nu se putea decât să-și urmeze și el soarta. Ziarist era. Acolo unde îl trimitea ziarul, se ducea. Se întoarse în birou și îi dădu lui Nichi un telefon. Nichi, îi zise, ce-o fi având patronul cu mine? Și îi povesti scena. Eu știu, zise Nichi. Bine că nu te-a dat afară pentru răgazul de o zi pe care l-ai cerut. Tocmai de aceea l-am cerut, să văd dacă mă dă afară. Adică nu, să văd dacă are sau n-are ceva cu mine, fiindcă dacă are, plecarea mea pe front nu e decât un răgaz. Mă dă afară când mă întorc. Și ai vrea să te dea acum? Bineînțeles. Nu sunt un laș. Mă duc pe front, dar nu pentru un ziar care mă așteaptă pe urmă să mă dea afară. Nichi zise la celălalt capăt al firului.
Ascultă, Ștefane, patronul e tiranic, dar nu e capricios. Te-ai învățat să te iubească și acum o întorsătură mai dură a cuvintelor lui ți-a dat de înțeles că această iubire a mai scăzut. De ce? Nu știm. Dar de dat afară n-ai nicio teamă, n-o să te dea. Condiția e însă ca reportajele tale de pe front să fie bune. Așa că nu aștepta până mâine. Du-te la el în birou și spune că totul e în regulă. L-ai jignit, nu-ți dai seama. Bine, Nichi, așa o să fac. Viu diseară la redacție să stăm de vorbă. Nici tu n-ai fost pe front, dar poate mă înveți ceva, știi mai multe. De ce diseară? Vino acum la noi, la prânz. Peste 2 ore suna la ușa lor. Îi deschise Lucky, care îl întâmpină cu o privire care nu clipea și care se uita la el și îl vedea cu adevărat și gândea că el există. Era privirea care îi plăcea lui cel mai mult. Îi amintea totdeauna de seara Revelionului. Tot așa se uitase și atunci la el. Am auzit, zise ea, ce faci tu? Unde te trimite? De ce tocmai pe tine? Nu știu, Lucky, dar trebuie să mă duc. Îmi dau seama, dar de ce tocmai pe tine? Repetă ea în hol. El se așeză în fotoliu. Toți o să plecăm dacă războiul durează, zise Nichi. Așa că, ori acum, ori ceva mai târziu, nu mai contează. Ai fost la patron să-i spui? Am fost. E în regulă, mi-a zis. Pregătește-te, poi mâine pleci. Și ce ți-a mai spus? Că voi fi atașat unei divizii care are ca obiectiv cucerirea Odesei. Asta a aflat-o și el chiar atunci de la marele stat major. A vorbit cu cineva de acolo la telefon, că deocamdată sarcinile de presă stabilite de general se mărginesc aici, Odessa. După aia mă întorc la ziar. O să te întorci curând, zise Nichi. Se lăsă o tăcere. Cine putea să știe dacă va fi curând și dacă el personal, Ștefan, va mai fi în viață la cucerirea Odesei. Ca să poți scrie ceva, zise Ștefan, trebuie să te duci în față, acolo unde se dau luptele. Așa este, confirmă Nichi. Mi-ai spus la telefon, reluă el, că eu știu mai multe. De unde? Tot ce pot să te sfătuiesc e să nu pornești chiar totdeauna cu ei la asalt. La ce ar folosi? Important e să urmărești mișcarea frontului de la comandamentul diviziei și să afli și de sus și de jos cum se obține o victorie. Dacă îți dai seama că nu poți prinde secretul unei victorii decât dacă te duci chiar acolo unde se dau luptele, atunci te duci. Riscurile meseriei. Tot ce ți-e permis e ca în timpul unei înfrângeri să nu eziți să părăsești liniile de luptă. Pentru ziar n-ar fi interesant ce ai trăi dacă ai sta acolo și te-ai expune. Ți închipui că numai victoriile ne interesează, nu și înfrângerile. Gustul lor îl păstrezi numai pentru tine, dacă ești curios. Ce spun eu însă sunt pure speculații. Acolo ne așteaptă pe toți surpriza cea mare. Ori scapi, ori te cureți. Asta e tot ce putem presupune. Se așezară la masă și tăcerea se așternu. Da, iată, războiul începuse și unul dintre ei era chemat să se ducă acolo, să scrie pentru ziar și chiar să moară. Dintre ei doi, Lucky era cea mai încrezătoare. Își mânca liniștită supa și nu înceta să se uite la Ștefan cu privirea ei din seara Revelionului, insistentă, larg deschisă, conștientă, dăruindu-se gândului care era pentru el. Nu se poate să mori, parcă îi spunea ea. Te cunosc eu pe tine. Ești bine înzestrat. Instinctele tale te-au călăuzit bine până aici.
o să te descurci și acolo. Și eu, Luchi, o să am iar prilejul să mă uit la tine cu ochii ăștia. Fii liniștit și încrezător. Ștefan însă nu era stăpânit de nicio temere. Fata ghicise bine. Era ferm încredințat că va trece prin foc și va scăpa. Un singur lucru însă îl îngrijora și de aceea arăta atât de tăcut. Dacă nu va reuși să descopere secretul unei victorii și nu va avea ce să scrie. Chiar dacă va scăpa, ce se va alege cu el? Va fi fără îndoială dat afară de patron. Ștefan nu plecă chiar poimâine, ci 2 săptămâni mai târziu. Ca să-și păstreze garsoniera, ceru un avans mare și își plăti chiria pe mai multe luni, rugând-o pe proprie tăreasă să-i o păstreze mai departe dacă, eventual mai întârzie o lună, o să-i plătească la întoarcere, însă nu-i spuse unde se ducea. Ștefan nu găsi loc să stea jos în trenul special care mergea spre linia frontului, un tren cu trupe, dar nu simți nicio oboseală să stea la fereastră și să se uite afară. Culoarul era înțesat de soldați. Unul din ei îi ceru o țigare. Ștefan nu fuma. Mare noroc, zise soldatul și adăugă. Domnule elev, de ce nu vă duceți dumneavoastră în vagonul ofițerilor? Acolo aveți loc destul, puteți să stați pe o bancă. Unde e vagonul ăsta? L-am văzut eu când ne-am urcat, e înapoi, are și perdeluțe la geam, mai spuse soldatul fără ironie. Ștefan își luă valiza. Într-adevăr, ultimul vagon era plin numai de ofițeri și găsi cu ușurință un loc. Deschise ușa cupeului, dădu bună ziua și se așeză. De ce nu saluți elev? Îl întâmpină unul din ofițeri. Nu sunt elev, zise Ștefan. Dar ce ești? Sunt corespondent de război. Urmă o tăcere. Ștefan vrut să spună că merge și el pe front, dar își aminti la timp că nu trebuia să știe nimeni unde se duce până nu ajungea chiar acolo, în sectorul diviziei de infanterie la care era atașat. Ofițerul însă știa că tot trenul mergea spre front și îl întrebă dacă se ducea și el chiar pe front sau pe undeva prin spate. Era genul de ironie ca zonă de la care niciun ofițer superior, cum era acesta, era un colonel, nu se putea abține. Ștefan se înroși, dar răspunse foarte înțepat. Fiecare cu misiunea lui. Eu nu o să vă întreb dacă sunteți ofițer de artilerie sau de manutanță. Bravo, măi băiete, zise colonelul cu un vag surâs. Se vede că nu ești un prost. Și probabil că ești de la un ziar mare. De la care? Aha, continuă el, după ce Ștefan îi răspunse. Bun ziar, acolo e mare și tare banditul ăla de Grigore Patriciu. De ce bandit? Zise Ștefan indignat. Credeți dumneavoastră, reluă el, că domnul general Antonescu ar permite ca opinia publică să fie informată și îndrumată de un bandit? Mai ales acum când țara e în război? Mă, da, dracu mai ești, zise un capitan care stătea alături și îl bătu zdravăn pe Ștefan pe spinare. Vă apărați între voi, dar să știi că are dreptate domnul colonel. Patriciu ăsta e un bandit de presă cum nu s-a văzut. Toată lumea știe. Da, zise Ștefan cu ironie, etajul și șantajul. Asta e tot ce știți. Și chiar te duci pe front, mă? Zise un major. Poți să ne spui că nu e niciun secret. Nu pot să vă spun, zise Ștefan, iritat de aceste tutuieli. Dar nu mai adăugă nimic, simțind din instinct că nu-i putea împiedica cu niciun chip să se poarte cu el ca și când le-ar fi fost ordonanță. Tăcu foarte jignit.
și nu le mai răspunse la întrebări. Colonelul însă îl îmbună. Nu te supăra, domnule corespondent. Avem copii cât dumneata. Așa suntem noi militarii. Când o să faci armata, fiindcă e sigur că n-ai făcut-o, câți ani ai? Destui? Mă tem că nu. Atunci o să ne cunoști și o să vezi că știm și noi ce e un eveniment politic și cultural, nu numai militar. Sper să intri la școala de ofițeri. Ai studii universitare, presupun. Și sporovăiala colonelului continuă. Se simțea acum obligat să-l protejeze pe Ștefan de ceilalți și în același timp să arate că corpul ofițeresc nu e compus cum crede lumea din niște inși, așa cum i-a descris un scriitor mincinos numit Brăescu. Nu neagă nimeni că armata nu mai are pe aici pe colo și ofițeri demodați, cum îi arată acest Brăescu, el însuși major. Dar timpurile s-au schimbat. Nu mă îndoiesc, domnule colonel, admise Ștefan. Păi vezi, exclamă colonelul încântat de sine. Să nu faci greșeala să scrii pe urmă despre noi cu astfel de prejudecăți. Nici nu mi s-ar publica, domnule colonel. Știu, dar nici să nu te gândești. Ofițerii scoaseră din geamantane pui fripți și sticle cu vin. Îi dădură lui Ștefan, care pur și simplu uitase să-și cumpere. Mâncau vârtos, cu nădejde. I-am apucat pe acești eroi ai lui Brăescu, relo colonelul cu gura plină. În nuvelele lui poți să râzi liniștit de ei, nu pățești nimic. În realitate însă am luat de la unul o noapte de carceră. Stăteam pe câmp în jurul unei bombe și vine în inspecție un major și începe să ne explice. Știm noi ce era aceea? O bombă, domnule major, zise unul din noi. Toate se numesc bombe, ne răspunde el, dar fiecare are o denumire după numele calibrului, dar și al inventatorului, sau pe care l-a dat inventatorul. Nemții au acum un tun mare care se numește Dicke Bertha. Cine o fi Bertha asta nu știm, dar vedem că are nume de muiere. A cui muiere? A inventatorului? O fi numele fisii sau al soacrăsii? Elevi, bomba la care vă uitați acum se numește Shrapnel. De ce? Ei, ia să vedem care știe. Nu știți. E un ofițer englez care a inventat-o. El s-a gândit cum să-i facă focosul, ce încărcătura dracului să-i pună înăuntru și pe ce rază să distrugă. Și numele lui este Shrapnel. De aici vine și numele bombei, Shrapnel. Ăsta era numele lui, așa îl chema, Shrapnel. Nici Ionescu, nici Pizdescu. Aici m-a bufnit râsul. De ce râzi elevi? De ce râzi elev? O noapte de carceră. Să stai acolo și să râzi singur. A zis majorul și a plecat. Credeam că o să ne spună care sunt caracteristicile bombei, dar am impresia că nu le știa nici el. Știa doar că așa îl chema pe inventator, Shrapnel, și nu Ionescu sau Pizdescu. Tip de ăștia a descris majorul în nuvelele lui, Avea și el ceva dreptate, mai spuse colonelul. Între timp, geamurile cupeului se înroșiseră de apusul soarelui. În curând, se lăsă seara. Trenul alerga neîncetat ore întregi, fără opriri dese, iar atunci când se oprea, nu întârzia mult. Câți dintre acești ofițeri se vor mai întoarce la casele lor? Se întreba Ștefan Treaz, în timp ce tovarășii lui de drum începuseră să cânte. Aveau voci puternice, răgușite, pline de elan. Azi noapte la prut, războiul a început. Românii trec dincolo iară, să ia înapoi, prin arme și scut, moșia pierdută astăvară. Acesta astăvară era pur și simplu urlat. Te înfiora.
Pe urmă din nou începură să sporovoiască, apoi adormiră aproape toți odată. Colonelul sforăia și abia astfel răzbătea din viața lui subconștientă puțină neliniște. Se trezi la un moment dat brusc, ca și când ar fi avut un coșmar, și îl întrebă pe Ștefan. Ce, unde suntem? În tren, domnule colonel, mergem spre front. A, da,